Femeia care a fost accidentată grav săptămâna trecută de un șofer beat în localitatea Borșa, județul Cluj, a decedat ieri la spital. Tânăra avea 25 de ani și se afla în momentul impactului împreună cu fiica ei de 3 ani, care din fericire a scăpat cu răni ușoare. Conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, urcând pe un pod unde a lovit o mamă și pe fiica acesteia, a informat în urmă cu o săptămână purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Traian Morar. Șoferul a fugit de la locul faptei, a croșat încă o mașină parcată și a nimerit într-un șanț de pe marginea drumului. Ulterior s-a descoperit că bărbatul avea o alcoolemie de 1,40 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. IPJ Cluj mai transmite că șoferul se află acum în arest, iar în urma decesului femeii va fi cercetat și pentru ucidere din culpă, pe lângă celelalte infracțiuni de care este acuzat: vătămare corporală, conducere sub influența alcoolului și fuga de la locul accidentului. Accidentele rutiere petrecute în ultimele zile pe raza județului Cluj au făcut mai multe victime. Marți seara, o altă femeie nevinovată, pasager într-un autoturism, a murit într-un accident petrecut pe o șosea lângă Turda, pe fondul unei depășiri neregulamentare.